Doamnelor și domnilor, bună ziua! Au fost foarte multe opinii referitor la briefingul care a avut loc dintre Maia Sandu și Stoianoglu. Eu nu-l invidiez pe Stoianoglu și am să vă spun din ce cauză. El a venit la aceste dezbateri nu ca candidat, ca o persoană care candidează la funcția de președinte a Republicii Moldova, dar el a venit în calitate de marionetă. De ce? Fiindcă el îndeplinește sarcinile cuiva. A cui? El îndeplinește sarcinile, în primul rând, a lui Dodon, căci Dodon l-a impus ca să candideze la funcția de președinte a Republicii Moldova. Și aici mai e și Platon din altă parte. Așa că Stoianoglu se află într-o situație foarte dificilă. Eu aș zice că între ciocan și necovală, care el nu are propria sa opinie pentru a fi convins în ceea ce el vrea ca să obțină. Alții au făcut parodia sau din unele cuvinte a lui Stoianoglu, dar de la bun început, înainte de a-și ține discursul, dacă o să atrageți atenție, Stoianoglu s-a comportat foarte emoționat, foarte îngrijorat, foarte deranjat. El se uita prin părți, de parcă el ar fi căutat pe cineva și ca să vină, ca să-l susțină. Evident că el îi căuta pe susținătorii lui, ca să fie cineva alături, ca el să se comporte mai convingător în aceste dezbateri. În discursul său, el a adus ca exemplu Turcia. El nu ține cont de situația politică a Turciei și situația politică a Republicii Moldova. Turcii, de la bun început, ei au depus drone ucrainenilor pentru a-și apăra pământul, pentru a se apăra de invazia Federației Ruse, de către ruși. Ei acum, turcii, și-au schimbat opinia și ei vor și ei ca să devină membri a organizației BRICS pe care a inventat-o rușii. Dar nu trebuie să uitați, fiindcă Turcia mai e membru a Organizației Nord-Atlantice și ea vrea ca să devină membru a Uniunii Europene și nu vrea ca să devină, și nu-i de un an, doi, dar de zeci de ani de când ea și-a depus cererea. Iar Uniunea Europeană balotează, da? Pentru Turcia ca să o primească în Uniunea Europeană sau nu. Fiindcă dacă tu vrei ca să devii membru a Uniunii Europene, atunci tu trebuie ca să îndeplinești careva condiții, ceea ce Turcia nu prea le îndeplinește. Și încă un lucru, la întrebările pe care le punea Stoianoglu Maia Sandu, Maia Sandu răspundea foarte convingător, aducând exemple foarte convingătoare. Ceea ce pe Stoianoglu l-a pus în situație. De ce cauză? Fiindcă dacă o să mai ascultați încă o dată, o să auziți foarte bine că el spunea că da, eu sunt de acord. Da, eu sunt de acord. Și dacă Stoianoglu este
marioneta lui Dodon, atunci lui Dodon cam nu prea o să-i placă această susținere, hai să zic, a lui Stoianoglu, fiindcă prin așa susținere Stoianoglu de s-ar fi dat de partea Maesandu și nu de partea lui Dodon, ca să-i critique pe ăștia care sunt astăzi la guvernare, ca să-i distrugă cu, hai să zic așa, să-i distrugă cu cuvinte, cu exemple, căci voi nu sunteți cu Federația Rusă, voi sunteți contra, căci voi ați făcut aceea, căci voi ați făcut aceea, căci Occidentul și în primul rând Stoianoglu ar fi trebuit să spună că Occidentul e cel mai mare dușman al nostru. Însă Stoianoglu spunea că da, eu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică Stoianoglu era de acord cu răspunsurile pe care le spunea Maesandu la întrebările lui. E încă un lucru. Ce îl așteaptă pe Stoianoglu? Nu se știe, fiindcă lui Dodon, cam eu îmi imaginez că nu i-ar fi plăcut de susținerea lui Stoianoglu a Maesandu, fiindcă am să vă spun din ce cauză. A mai fost un deputat din partea socialiștilor în Parlament și când el a vrut ca să plece din fracțiunea socialiștilor, el foarte repede a dispărut. Și unde a dispărut? A dispărut în așa mod că nimeni nu știa unde se află. Eu vorbesc de Gățcan. Ce se va întâmpla cu Stoianoglu, chiar dacă el și a fost procuror general? Nu se știe. Atât eu am vrut să vă spun, fiindcă a fost și alte opinii. Alții spuneau că moldovenii sunt ipocriți, căci ei sunt de partea Federației Ruse. Nu e corect. Rusul ne-a învățat ca noi să luăm bani de la alții. Nu suntem noi vinoveți. Rusul ne-a învățat încă multe lucruri. Așa că astăzi mă refer numai la situația lui Stoianoglu. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor. Sănătate! Aveți grijă de voi!